Răspunsia corectă. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! E frumos așa la final de săptămână să stricăm orice dietă am început lunea? După să stricăm un astfel de moment, cred că ai nevoie de niște zahăr. E adevărat, da. E adevărat. Nu? Alexandra Lomașcanu e aici să mă ajute cu zahăr. Cu zahăr. Să-mi designuiască un cake. Da, niște biscuiți. Sau astăzi facem biscuiți. Facem biscuiți, fiindcă urmează dragobetele. 1 martie, 8 martie, sunt multe momente drăguțe prin care oamenii își pot petrece timpul acasă împreună. Făcând mici delicii. Și atunci ne-am gândit la o rețetă foarte simplă, cu puține ingrediente, în așa fel încât să se descurce chiar și începătorii. Dar când tu pui inimioarele astea frumoase, mesajele astea deosebite, mai contează gustul biscuitelui cum ar veni? Cu siguranță, mm-hmm. Fiindcă oamenii așteaptă în primul rând gustul. Evident, și aspectul este foarte important, însă până la urmă mâncăm. Corect. Nu doar îi privim. Și atunci, cumva, împreună, trebuie să fie și foarte bun și deci foarte frumos. Deci tu astăzi, practic, ne arăți cum putem face acasă biscuiți, biscuiți fragezi, nu? Biscuiți fragezi într-o variantă foarte ușoară. Hai avem să vedem. Nevoie de 2 ouă. Ok. Doar 2? Doar 2 ouă. Cât facem? Facem o tavă? Sau? Facem o tavă, da. 2 okay. ouă. Avem nevoie de 140 de grame de zahăr. Avem nevoie de 80 de grame de ulei. E important uleiul ăla, așa-i? Este important. Se poate folosi și unt, însă există foarte multe persoane cu intoleranță la lactoză. Și atunci mai bine mergem pe varianta de ulei. Și de asemenea este zahărul vanilat, 20 de grame. Dar ulei e ulei de floarea soarelui, nu? Ulei de floarea soarelui, sigur că da, pentru că este singurul care nu are un gust foarte pregnant, pregnant și da. Miros. După ce amestecăm aici foarte bine, durează puțin, se adaugă 300 de grame de făină, se incorporează și ulterior trebuie să lăsăm la frigider aproximativ 30 de minute. Tot aluatul. Da. După aceea vom întinde foaia, o vom se transformă decupa într-o cocă, se transformă da? Într-o cocă, exact. După aceea o decupăm o facem în forme. Ce forme dorim. Da, eu am adus astăzi inimioare, love. Litere. Da, putem okay. să facem love sau evol. Sau ce vrem noi. De la evoluție. Da, putem să facem ce vrem noi. Și ulterior aluatul va merge la cuptorul preîncălzit pentru aproximativ 30 de minute. Dar bănuiesc că cumva de la rețeta asta de bază poți să mai adaugi, spre exemplu, scorțișoară, dacă îți place mai mult. Sigur că sau da. Coajă de lămâie. Coajă de lămâie, sau, coajă nu? De portocală, uh-huh. Absolut orice. Rom. Romul, da, dar într-o cantitate mică, fiindcă el este foarte pregnant. Și okay. atunci, cel puțin dacă e vorba de copii, s-ar putea să nu fie deci chiar. Deci știi ce e culmea? Îți spun când mă refer acum la copiii mei, le place gustul clasic. Clasic, asta, da. Simplu. Simplu, cel mai simplu. De aceea și astăzi am ales să facem ceva foarte, foarte simplu. Iar după ce vom scoate aluatul chiar și de la cuptor, o să le arătăm celor de acasă ce simplu este să putem să facem și aceste decorațiuni foarte frumoase. Da, uite că da. Am rețeta. 2 ouă. Da. 140 de grame de zahăr. Trebuie neapărat să păstrăm cantitățile astea, nu e pe ochi, nu? Putem să le înmulțim, dacă în funcție avem de câte tăbi. Exact. Creștem ouăle, mai punem mai făină punem și făină. Ulei și ce mai punem la modul ăsta? Okay. 300 de grame de făină, da. 80 de grame de ulei și 20 de grame de zahăr vanilat. 80 de grame de ulei. Cât înseamnă asta dintr-o sticlă? E, bravo. De ulei? E bravo. Un picuț acolo, nu așa. Nu era chiar puțin. Mie nu mi s-a părut chiar puțin. Era 80 de grame. Ai venit cu un aluat roșu? Am venit cu pastă de zahăr. Este pasta din care putem să facem toate decorațiunile acestea minunate. Și ea se întinde efectiv ca orice aluat. Uh-huh. Și după abia aceea îl tăiem cu forme. Abia așteptăm. Revenim. Eu cred că, mie mi-a dat voie Alexander Florescu să mănânc cu biscuite și mie mi se pare important să ascult ce spune un antrenor, adică un om care chiar și ce are de făcut. Dacă omul a zis. Dacă omul a zis, cine sunt eu să-l contrazic? Da. Momentan nu putem să mâncăm nimic. Nu avem ce să mâncăm deocamdată, da? Putem să mâncăm niște pastă de zahăr eventual și să facem niște decorațiuni împreună. Da. Deci am făcut această pastă, le-am dat formă. Exact, și le mai dăm formă. Mai aveți de lucru. Mai avem puțin de lucru și după aceea vom coace biscuiții și vom putea să așezăm aceste decorațiuni, le vom lipi.
cu ciocolată direct pe biscuit. Da, aluatul nostru e la frigider acum sau ceva. Este la frigider și urmează să-l punem la cuptor, dar mai stă puțin. Tu ce te ridicați? Ai dus să-l verifici? Nu, eu m-am ridicat că vreau să văd dacă a crescut, că trebuie să ne apucăm de biscuit și nu mai au răbdare, dar te las pe tine pentru că e mult roz și roșu aici. Poți să întreb de ce, da, de este... exemplu, știi? Este o decorațiune în ton cu luna iubirii, nu-i așa? Cu luna iubirii, sigur că sincer, da. Sincer, aș încerca să te ajut și să decorez și eu cu tine, dar nu am mânușile și uite, pentru că vreau să fac lucrurile ca la carte, o să las profesioniștii. Mai bine te uiți. Ce folosim? Deci uite, pot să fac doar asta, pot să, uite, tai, pot să pun forme din perfect, asta. Uite, te ajut eu. Hai că nu te lăsam chiar și uite, singur. Mă ajută pe mine. Sunt dulce aici, cum să te las singur? Hai. Da. Hai, asta ce e? Zim ce e asta. Aceasta este apă plată cu care putem ulterior să lipim tot felul de sprinkles. Trebuie să se umezească pasta de zahăr în așa fel încât ele să se lipească. Uite, asta pot să fac. Da, cu asta se joacă și fetița mea la grădiniță. A făcut o grămadă de forme. Super. De-astea. Da, pe de asta spun, e foarte simplu să se... Dar trebuie să o iei de acolo. Dar trebuie să o și scoatem de aici. Da. Deci apeși și apoi te asiguri că s-a desprins complet. Că tot degeaba mai da, mă, pentru cine a văzut. E bine definit, ia uite. Squid Game, da. Uite, poți să mai faci una mică. Una mică. Uite, pentru un poc de net. Una mică la băiatul aici. Uite așa, pac, pac. Când ați văzut ultima oară de la aștept spectator, doi băieți de 30 ceva de ani care se joacă aici cu inimioarele? Dar era. Mai putem cu atâta roșu, inimioare, roz, dragoste? Ține, nu ne-a ajuns încă, nu? Pe 24, te rog, mai ține, ține. Mai țin, nu? Ține. Baloanele alea, am văzut că insistăm cu ele în platou. Rezistăm, acolo. Dragi bărbați, rezistăm. Pentru ele o facem. Bun, avem inclusiv litere, deci putem să decupăm efectiv ce avem nevoie, da? Asta aici ai scris, stai puțin, stai. Aici a scris cu un marker. Dar markerul ăsta e comestibil? Sunt markere comestibile, fiindcă atunci când decorațiunea este atât de mică, niciun șablon nu încape. Trebuie să și scrii frumos. Asta nu e pentru mine. Da. Dacă mă apuc eu să scriu pe astea, nu înțelege ce am scris. Am scris de asta de doctor. Intenția contează și întotdeauna... Dacă se apucă un doctor de așa ceva, degeaba scrie. Hai să mai explicăm o dată oamenilor de acasă cum e cu pasta asta de zahăr, de unde, deci, cum ai luat-o? Pasta de zahăr este, se poate găsi în orice magazin, teoretic. Deci este... Deci poți să iei. Este la îndemâna oricui. Da. Îmi place asta. Îmi place asta. Hai că mai povestim. Povestim imediat. Hai să-i dăm pasta Adelei. Care dă cu pensula acum. De ce facem? Bun, am scos biscuiții de la cuptor. Mm-hmm. I-am lăsat puțin să se răcească. Da. Și acum ne-am apucat să îi decorăm. Mă gândesc că pentru cei de acasă ar fi util să mai repetăm rețeta. Ar fi, da. A fost cea mai cerută rețetă de până acum. Super. Bun. Deci, 2 ouă, 140 de grame de zahăr, 20 de grame de zahăr vanilat, 80 de mililitri de ulei și ulterior 300 de grame de făină. Aluatul 30 de minute la frigider, după aceea îl tăiem în ce forme vrem noi și la cuptorul vostru, de exemplu, au stat 14 minute la 180 de grade. Ok, după aceea, I-am scos clar. I-am lăsat să se răcească. Aici am topit puțină ciocolată, la fel se poate găsi, este ciocolata din magazine, ciocolata de menaj, să spunem cum se numește, se poate, dar putem folosi orice fel de ciocolată. Asta e lipiciu, da? Exact, exact, lipiciul pentru decorațiuni, exact. Punem într-o cantitate destul de mică. Deci nu cantități industriale? Nu, pentru că nu... Data asta. Stai, Adela ne dă târcoale. Nu se va mai lipi. Stați liniștiți. Este expert, Adela. Stați foarte liniștiți. Nu lăsați să stea chiar acolo aproape de ei. Nu, lasă, că e cu sala, cu nu, mai gata, am învățat să se abțină. Bun, și acum lipim, nu? Pur și simplu, vă rog, uite, vreau să o iau pe asta. Ce place că am mai lipit și niște brobonele din astea dulci peste decorațiuni, cu apă plată. Da. Da, cu apă plată și... Aici... Practic pixul cu apă plată. Exact, da. Uite, haide să vă arăt. Luăm Doamne, ce distractiv mi se pare. Orice decorațiune. Serios. Apăsăm pur și simplu. Uite. Iese apa. Ok. Nu zici că suntem la ora de desen sau de lucru manual? Și ulterior adăugăm ce vrem noi. Copiii, într-adevăr, sunt fascinați, dar chiar ne gândim să organizăm niște workshop-uri pentru cei mici. Ar fi super frumos! Dar și pentru tine, pentru că ești așa de 1 iunie, de ziua copiilor. Da, ne gândim cumva, poate chiar mai repede, de ziua mamei, martie, toți copiii să vină și să pregătească decorațiuni pe care ulterior să le ofere cadou. Încercăm să ne organizăm în acest sens. Bogdan testează un pic frăgizirea.
Ok. Ai lipit acolo, am înțeles. Am lipit, ok? El a înțeles, domnule. Ai înțeles. Ok, nu mai e nevoie de nedecorat, de ce să vă zic? Pentru că este singurul mod în care poți să judec cât de fragil, cât de fragil este. Adică te poți păcăli cu decorațiunea. Că trece mai greu din terapie de decorațiune. Da, aici a fost suficient să-mi dau seama. Este extraordinar de fragil. Uitați-vă puțin. Testul adevărat. L-am făcut bucăți în mână. Da, și este acum, exact și cum acum, tu, și acum tu strângi acest biscuite pe care l-ai stricat aici, acum în platou, de față cu întreaga țară. Finule, m-a ajuns, va trebui să strângi asta. Da. Este incredibil. Bun. Asta. Să vă spun un secret. Ei, în momentul în care sunt tăiați, ideal este să fie mai groși, pentru că așa rămân frageți. Dacă facem o foaie foarte subțire, se usucă mult mai repede. Corect. Deci arată destul de. Și ideal ar fi să nu faceți, să nu frângeți cum a frânt Bogdan. Este cu titlu demonstrativ. Mea, practic. Doar inimile pot. Îți mulțumim mult, Alexandra. Cu mult drag și eu vă mulțumesc. Și mai ușor cu papanașii ăia și cu clătitele alea și cu... Urmează mucenicii, Adela. Da. Sentință. No, și, mie mucenicii că... îmi face doar... Ce face mucenicii? Mie mucenicii îmi face doamna Andreea Caranda. Mama la doamna Caranda? Bica îmi face mie, Bica. Pentru că am vorbit... Bica, vreau și eu mucenicii.